Bună ziua, bună ziua, albinuțele mele, și bine ați venit la încă un episod din Oto Mănâncă, singurul nutriționist și instructor de fitness care a slăbit peste 250 de kilograme și acum face mukbang-uri educative și amuzante despre slăbit, sport și mâncare, bineînțeles, tati. Ia uite așa la mami aici. Astăzi o să facem un clip cu produse proteice de la DM. Snacks-uri proteice de la DM, tati. Dieta continuă. Haideți să vă arăt ce am luat aici. Ah, și să le comparăm și cu alea de acum două zile de la Lidl. Cu alea de la Lidl. Neața Ioana, te pup Ioana. Ion Dori, salut. Aici avem niște chipsuri. Mamă, ia să vedem câte calorii au chipsurile astea. 201 calorii toată punga asta de cât are? 50 de grame. Deci atenție, punga este mai mare decât cea de la Lidl. Aia are 40 de grame, asta are 50 de grame. Și are 401 kilocalorii pe toată punga, pe 100 de grame, 33 de grame de proteină și 15 grame de fibre. 33 de grame de proteine și 15 grame de fibre. La 401 kilocalorii pe 100 de grame. Iar punga de 50 de grame are 200 de calorii cu 17 grame de proteine și 7,2 grame de fibre. Bun. Hai să le gustăm. O zi frumoasă, ai mulțumesc frumos. Hai să le gustăm. Până la urmă, gustul contează cel mai mult. Bine, și caloriile și proteinele, dar dacă sunt proteice, logic au proteine. Dar să vedem gustul, că alea de la Lidl au fost, nu vă mai zic cum au fost, intrați pe YouTube, tati, Miere TV și vedeți acolo. O tot mănâncă snacks-uri proteice de la Lidl și o să vedeți exact părerea mea. Mamă, ce bune sunt astea! Mamă, ce bune sunt! Ioana zice, eu am renunțat la astea proteice, mai bine mănânc fructe sau nuci. Și asta e adevărat. Mamă, ăsta le-am de la Gabi, mi le-a luat Gabi de la DM-ul lui din Pitești, că la mine nu prea am găsit. În Vâlcea. Sau de Mioveni, mi se pare că l-a luat. Alex, mulțumesc tati pentru cadouri. Bă, astea sunt bune! Nici nu se compară cu prostiile de la Lidl. Mamă, ce bune sunt! Mamă, ce bune sunt! Neața Valentin, de pup! Protein tortilla chips. Tortilla chips cu sour cream and onion. Bune, bă, astea! Mamă! Ce ai, mă, astea sunt 10 din 10, ești nebun. Sunt ca niște chipsuri normale, ești nebun. Mamă. Bune astea, frate. Ce față ai, da. Sunt supărat, lasă-mă. Sunt supărat că nu știu nimic de mami. Nu știu ce a pățit mami. Mulțumesc frumos, Ioana. Stai să-ți dau și ție toate setările înapoi. Poți să-i blochezi. Gata. Te-am făcut general și pe tine bazat cu 5 stele Michelin, cu 5 tigăi, cu 5 margarete pe umăr. General de la șmecher. Neața. Vedeți, bă, ce am slăbit? Tati intră din nou în formă. M-am apucat de exerciții fizice cu greutăți acasă. De luni mergem la sală. Începem sala, iarăși. Ștefan, mulțumesc frumos.
Bune rău astea, bă. Hai să vedeți ce mi-a mai luat. Adică ce mi-a luat tati Gabi, că nu mi-l-am luat eu. Ăstea. N-am mâncat iar și în viața mea nu știu ce sunt. Dar sunt, dau așa. Au toată punga, are 30 de grame și are 102 calorii. Deci asta are 102 calorii. 100 de calorii. Dintre care 3,5 grame de proteine. What? Așa puțin? Și 6,5 grame de fibre. Cred că sunt fibre, că nu scrie în română. Și pe 100 de grame au 340 de calorii, 12 grame de proteine și 22 de grame de fibre. Cum se numesc, mă, astea? Protein Wafer Bites. Protein Wafer Bites. De unde pot lua și eu gantere? Din Dedeman mi-am luat eu. Le-am prins la preț bun. Nu mai știu, am dat vreo 200-300 de lei pe două gantere de câte 10 kg fiecare. Și sunt reglabile. Uite cum arată. Sunt bune. Nu au gust de Nutella, dar sunt bune. Merg. Au multă ciocolată. Nu sunt așa tari. Au multă ciocolată. Mamă, ce bune sunt. Credeam că o să fie mult mai tari, mult mai crocante. Nu, sunt chiar bune. Mamă. Mamă. Chiar aveam poftă de ceva dulce. 30 de grame, 100 de calorii. Neața, neața. Băgăm un stilu și o pârlă. Un stilu și o pârlă. Și o pârlă le-a terminat dintr-o gură. Și o pârlă satanistă. Iguana, așa mă, iguana. Ți-am zis că sunt dat peste cap. Iguana, mă, frate. Iguana dementă. Iguana malefică. Ce am să duc adu-te, pop. Bă, bune astea. Bine, au așa un gust mai... Ciocolata asta nu e cea... Nu e Nutella, îți dai seama. De ok. Mulțumesc, mulțumesc frumos pentru cadouri. Dar vai, mulțumesc. Wow, vă mulțumesc. Până să trecem la batoane. O să gustăm și batoanele, bineînțeles. Adică o să mâncăm, nu o să gustăm. Vreau să pregătesc cafeaua. Da? Da, tati? Lăsați-mă și mine să pregătesc cafeaua ăsta. După aia se răcește de tot și nu se mai dizolvă mierea. Avem aici miere de cimbrișor, de munte. O miere foarte, foarte, foarte bună. Nu pot să beau amară cafeaua. Dacă vreți să comandați miere, intrați pe site-ul meu. Trimitem în toată România. Prin curier rapid. Așa, și hai cu încă una. Mai micuță, așa. Așa. Dacă nu vreți să comandați miere, nu este nicio problemă. Cam unde să vând mierea? N-am miere. Câtă cerere am? Siropuri. Ce cu el ăsta e? Ce ai zis? E siropuri. Un salat în comentariu. Am dat invitație cuiva, bă. Îmi pare rău. Dă-i, anulează. Am dat invitație din greșeală. Anulează-o. Anulează invitația. Am dat-o din greșeală. Ce mănânci?
Mănâncă snacks-uri proteice. Snacks-uri proteice, tati, de la DM, de la DM. Să punem aici asta, așa. Așa, și să dăm la o parte. Snacks-uri proteice. Mulțumesc frumos, Dani. Dani, tati, mulțumesc pentru cadouri. Bun. Acum stai să dau cafea un pic la o parte. Mai continuăm să mâncăm chipsurile astea, că îmi plac rău de tot. Bune, bune. Păi bune, chiar le recomand, sunt bune. Prețul nu-l știu, că mi le-a cumpărat tati Gabi. Dar mai scumpe decât alea de la Lidl n-au cum să fie. Alea sunt 7 lei. 40 de grame și sunt nașpa la gust. N-am putut să le mănânc. Câte kilograme mai ai? 116. Suntem în scădere, suntem în scădere. Săptămâna asta vreau să ajung la 115. Și de săptămâna viitoare mă apuc de sală. Mă apuc de sală să scădem sub 110. În 2-3 luni. Hai că 2-3 luni, dacă e mai repede. Dar în 2-3 luni vreau să ajung pe la 107-108. Chiar mai jos, la 105-106. Băi apă, da. Băi apă. Am și suc aici. Dar beau apă. Beau apă că mi-am făcut cafea. Și sunt nevoia de apă. Câte kilograme ai? Nu vine să cred că tocmai ce am spus și acum m-a întrebat cineva câte kilograme am. Sunteți incredibil. Trebuie să spun același lucru de 10 ori. Dar nu că de 10 ori, de 10 ori așa, la fiecare minut. De 10 ori în 10 minute. Mulțumesc frumos, Lari. Te pup, mersi, ai spus tu. Ula, eu cam 3 zile dau jos 3 kg. Băi, și am dat 3 kg în prima săptămână, dar... Nu o să mai dau așa repede. Mulțumesc frumos, tati, pentru cadou. Dacă ai dat 3 kg în primele 3 zile, asta nu înseamnă că și în următoarele 3 zile o să mai dai 3 kg. Și după aia și în următoarele 3 zile o să mai dai 3 kg. Tati, gândește. Sau uite de la clipurile mele. Eu sunt singurul nutriționist și instructor de fitness din lume care a slăbit peste 250 de kg și a făcut singura transformare documentată live. Bă, bune rău astea. Bă, tortilla. Protein tortilla chips cu onion și sour cream. De la DM. Bune rău. 17 grame de proteine. Cum gata. Bine, asta dacă vreți să faceți mușchi. Dacă nu vreți să faceți mușchi, puteți să mâncați și chipsuri normale. Că pe 100 de grame nu e diferență mare. Astea au 401 calorii pe 100 de grame și chipsurile normale au 470, adică nu e cine știe ce. Nu e ca și când chipsurile astea ar fi o mâncare de bază pe care să le mănânci zilnic, care să îți înlocuiască o masă și căcaturi din astea, nu. Chiar dacă sunt chipsuri proteice, trebuie să le mănânci mai rar. Adică trebuie să mănânci mâncare în puii mei, nu mănânci chipsuri în fiecare zi. Și zici, nu, gata, mi-am luat proteine din chipsuri. Nu, mănânci mâncare adevărată. Carne macră. Ce se aude, mă? Plouă, bă. A început ploua. Ploaia. Mmm.
Bune rău. Ia-o-t-o pe Ioana, tati. Mulțumesc frumos, Ioana. Mulțumesc că mă ajuți aici. Nu știu ce s-a întâmplat cu mami. Că n-am mai dat niciun semn. Nici n-am mai postat pe TikTok, nimic. Nu știu ce s-a întâmplat cu mami meu. Sunt fan, pup. Și-o te pup, Valentin. Mi-am făcut și o nevastă și... Și eu sunt fan. Pop, tati. Pop, Alexia, mulțumesc frumos, mami, pentru cadouri. Bă, sunt bune. Igoanei plac chipsurile astea. Igoana le recomandă. Bune. Pentru cafeluță. Pentru cafeluță. Tot așa, ceva nou. N-am mai mâncat până acum. Hai să vedem cum sunt astea. Protein Peanut Butter Cups. Ia să vedem. Mie nu prea îmi place untul de arahide. Sincer să fiu cu voi, dar... Aia e. Au pus ăștia etichetă românească, au lipit peste. Stai că citesc acum. Media valorilor nutritive pe 100 de grame. Slash porție de 42 de grame. Asta are 42 de grame, mă? Cred că are 42 de grame. Deci avem așa. 501 kilocalorii pe 100 de grame și 210 calorii pe toată asta. Deci asta are 210 calorii. Grăsim 39 de grame pe 100 de grame și toată asta de 42 de grame are 16 grame. Bun. Glucide 24 de grame pe 100 de grame și 10 grame asta. Din care zaharul adăugate 4,2 grame pe 100 de grame și 1,8 grame pe toată asta. Ha, mă, și proteinele unde pisicii mei sunt la sfârșit, normal, ultimele. Așa, fibre 6,6 grame pe 100 grame și 2,8 grame de fibre toată asta. Și proteine 25 de grame pe 100 grame și 11 grame toată asta. Deci 25 grame de proteină e puțin. E foarte puțin. Asta nu prea e proteică. Dar haideți să vedem, să sperăm că e bună la gust. Deci asta nu prea are treabă cu proteinele. Doar 25 de grame de proteine. Nu prea. N-are nicio treabă. Ia să vedem cum arată. Ionuț, mulțumesc, tati, pentru cadouri. Wow! Bă, ce dracu. Da, le scosă-i. Hai că le scosă-i dacă e. Așa. Ah, s-au topit. S-au topit, e greu. Ce fine e. Da, e bună. E bună, păi asta n-are nicio treabă cu proteinele. Da, e bună, asta e ciocolată în pâine. Asta e ciocolată direct. Mamă, ce moale e. Ce fine e. E foarte fină. Probabil arahidele fac proteinele. Probabil da. Da, că sunt puține. Sunt puține grame de proteine și... Exact. Haide, încă una. Așa, a doua. Bună rău. Super extra fină. Vă mulțumesc frumos pentru cadouri. Mamă, ce bună e. Alex, mulțumesc, tati.
Mulțumesc pentru cadouri. De calorii. 200 are tot asta. Și un Snickers are 240. De-aia zic. E ciocolată direct asta. E ciocolată direct, n-are nici prea multe grame de proteină. Așa că să nu vă amăgiți. Sau să credeți că gata, dacă e proteică, pot să mănânc 3, 4. Nu. Totul este matematică. Slăbitul e matematică. Îngrășatul e matematică. Bun. Următorul. Baton proteic Dubai, tati. Baton proteic Dubai. De la DM. Aia să vedem aici. Are 386 de kilocalorii pe 100 de grame și tot batonul are 154. Batonul are 40 de grame și 154 de calorii, iar pe 100 de grame are 386. După aia. Hai să dăm direct la proteine, că nu mai am durat să citesc tot. Proteine 34 de grame pe 100 de grame și 13 grame pe batonul ăsta de 40 de grame. Deci batonul ăsta de 40 de grame are 13 grame de proteine și 154 de kilocalorii. E mai bine decât un Snickers. Și mai bine decât asta. Hai să vedem gustul. Să vedem gustul, tati. Și asta e, mă, topită un pic. Mi l-a luat tati Gabi de la Mioveni, de la DM, vineri, când a venit la mine să mergem la Craiova, să mâncăm șaorme. Are mult caramel, după cum puteți observa. Bună. Bun. E bun, bă. Nu știu cât costă unul, Chris. Nu știu, că nu l-am cumpărat eu. Cred că 7 lei. Pe aici, habar n-am. Nu știu, Corina, ce vrei să zici. Te respect, și amuzam, frate. Mulțumesc frumos, tati. Luis. Cred că Luis. Nu se vede bine numele. Bă, da. Bun ăsta. Bun. Deja m-am cam săturat. Mâncai 200. 350. 350 cu 200. 550 de calorii. 550 cu 200. 750 de calorii mâncai. Mâncai 750 de calorii, încep să mă satur. Bine, sunt toate dulci. Te salut cu drag, boss. Mulțumesc frumos, Sorin, te pup și eu. Da, am și chipsuri. Am și chipsuri, da, mai am din chipsuri. Nu am terminat, o să le termin chipsurile. Și în total sunt 700. Bine, și cu cafeluța, cu mierea din cafea. 800 de calorii. Și mai am aici 3. Ăsta o să mai mănânc. Ori mai mănânc pe ăsta să fie 1000 de calorii. Trebuie să încercăm și pe ăsta. Hai să vedem câte calorii are, de fapt. Baton are. Ăsta are baton proteic cu stracciatella, 45 de grame. Ia să vedem.
Pe 100 de grame are 369 de calorii și batonul are 166. Deci cu 800, deci undeva la 950 de calorii am mâncat azi. Am mâncat acum. Cu tot cu ăsta. Și proteină. Mulțumesc frumos, Di, pentru inimioară de membru. Mai dați-mă și voi inimioară de membru, să facem și noi 10.000. Proteine, 50 de grame. Pe 100 de grame are 50 de grame de proteină. Și batonul ăsta pentru care 45 de grame are 22,5 grame. Wow! Wow! Vă mulțumesc frumos, tati, pentru inimioară de membru. Wow! Mamă, ăsta are proteine multe, rău de tot. Ăsta. Sigur nu o să fie așa bun la gust. Astea care au multe proteine, nu sunt așa bune la gust. Și are și puține calorii, doar 166 de calorii cu 22 de grame de proteină. Bă, nu e așa rău. Mă așteptam să fie mai rău. Dar nu e așa dulce. Îi dai cu cafea dulce și merge. Da, e mai nașpa. E mai bună asta. E mai bună asta. Dar asta are doar 13 grame de proteină, asta are 22,5. Cu ciocolata amară asta. Aoleu, am căzut pe jos pe aici. Să vezi de la Lidl ce bune sunt. Mâncam de alea acum 20 de ani. De la Redis. Acum 20 de ani mâncam. Bine că nu mi-am rupt dinții până acum. Sunt periculoasele. Bă, nu mai pot. Ia stai, că nu mă grăbește nimeni. O lăsăm un pic aici. Ăsta, batonul ăsta cu fistic, bun. Cu ciocolată albă. Fisticul nu se simte, dar se simte ciocolată albă și și caramel. Și caramel. Oricum, superioare față de Lidl. Toate produsele testate astăzi, inclusiv chipsurile, mult superioare față de snacks-urile proteice de la Lidl. Am făcut și despre Lidl acum 2 zile, căutați-l pe YouTube, Miere TVO. Oto mănâncă, snacks-uri proteice de la Lidl. Au încercat tot așa, mai multe chestii noi. Dacă mănânc la ora asta dulciuri, mi-e rău toată ziua. Ești bolnav, tati, nu e bine. Îmi pare rău. Mie nu mi-e rău. De ce să-mi fie rău? De luni ne apucăm de sală, v-am zis. Să stași geană, că se apucă tati de sală. Se face monstru, tati. O să mai slăbim 10 kg în 3 luni de zile. O să mai slăbim 10 kg și o să punem câteva kilograme de mușchi.
Simt că mă părăsesc mușchii. N-am mai făcut de 3 luni, n-am mai lucrat cu greutăți. N-am mai făcut exerciții pentru masă musculară, pentru hipertrofie. Bine, m-am apucat acum de o săptămână, de 5-6 zile m-am apucat și s-au umflat imediat mușchii pe mine, dar, mamă, ce greu a fost, ce moale mă simțeam, ce fai de cap meu. Îți pierzi imediat, frate, în 2-3 luni, îți pierzi imediat masa musculară, te înmoi cu totul, îți pierzi, cum să zic eu, îți pierzi puterea în puii mei, dacă nu faci nimic, 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 nimic. Dacă faci așa niște flotări acasă, niște chestii, îți menții masa musculară fără probleme. Dar eu n-am mai făcut nici genoflexiuni, nici flotări. Am făcut doar bandă. Și acum de 5 zile am început să fac flotări. Am început să fac cu ganterele, cam două gantere. Pentru umeri, pentru biceps, pentru triceps, înțelegi? Numai că acasă nu pot să mă antrenez la spate. Acasă nu pot să-mi antrenez spatele. Și oricum nici celelalte grupe musculare nu le pot antrena cum trebuie. Și acum că s-a mai răcorit un pic afară, o să începem iarăși sala de luni, din septembrie, de pe 2 septembrie. Mulțumesc frumos pentru cadouri. Poți face ramat. Păi da, am gantere de 10 kg, tati. Între 40 de chile să fac ramat, 50. Ce să fac cu 10 chile ramat? N-am ce să fac ramat cu 10 chile. Înțelegi? E greu, e greu acasă. Acasă doar așa, eventual să te menții în formă, știi? Să nu te înmoi de tot. Eu am simțit pe pielea mea, în 2-3 luni, cât n-am făcut nimic, m-am muiat cu totul. Acum, bine că mușchii au memorie musculară. Cum te-a pus să tragi, imediat se umflă mușchii pe tine. Dar faza e că, bă, la început, când am luat gantelele de 10 kg în mână, mamă, ce grele mi se păreau, nu mai puteam să fac dracu, 10-15 repetări făceam la biceps. Și după 5 zile, am făcut 35 de bucăți pe o mână. În 5 zile de la 10-15 repetări am ajuns la 35 de repetări. Vezi? Crește imediat forța și se umflă imediat mușchii înapoi. La sală n-am mai fost pentru că a fost foarte cald. A fost caniculă și n-aveam mai aer condiționat. Și trebuia să mă duc la sală în Vâlcea. Și n-am vrut să fac naveta. Iar aici la mine la sală, e doar o singură sală și nu are aer condiționat. Și muream dracu de cald. Am zis, decât să mor, mai bine fac pauză pe perioada asta de caniculă. Și s-a prelungit canicula în puii mei de la o lună, ne-am dus în 2 luni de caniculă, frate. Așa ceva n-a mai fost de mult, o vară, să țin atât de mult canicula. Și ieri a fost 36 de grade. Dar astăzi văd că sunt doar 30. La muncă, bă, rare, ștati, nu pot, frate, să mă duc la muncă că sunt bolnav. Am dăste de gradul 3 de handicap, ești nebun. Deci am platfus la piciorul drept și îmi pierd echilibru. Mai am o unghie crescută în carne la piciorul stâng, unghia mare. Și mai am și dermatită seboreică și mi-e spete din alea, un fel de psoriazis. Și când mă duc la muncă, nu pot, frate, mă stresează rău. Și nu pot să muncesc. Mihai, mulțumesc, tati, frumos. A, și mai am și strungăreață, vezi? Mai am și strungăreață și la fel. Și strungăreața asta e o boală foarte, foarte grea. Păi și n-au mai scăzut 50 de euro? Ba da, au scăzut. Dar ți-am zis, acum de 5 zile, 7 zile de când am început, parcă s-au umflat iară imediat. Parcă s-au umflat iară, frate. Dar trebuie să mai slăbim așa vreo 10 kg. Vreo 10 kg să vezi ce bine o să se vadă. Da, când o să scad sub 110 o să se vadă altfel, o să vedeți. Acum de la 116 kg, când o să scad sub 110 o să vedeți că se vede mai mișto. E normal, cu cât ești mai definit, cu atâta se vede mai mișto mușchiul.
Da, m-am apucat chiar de dietă. M-am apucat. M-am apucat, frate, că aveam 120 de kg în puii mei. Ajunsesem la 120 de kg. De o săptămână am slăbit vreo 3-4 kg. Bine, 120 de kg cântărit seara, când am ajuns acasă după ce am mâncat și aorme și de alea. 119. Dimineața, pe stomacul gol, 119. De la 119 am ajuns la 116 într-o săptămână. Înțelegi? V-am zis, dați aici urmărire și uitați-vă, frate, că postez toate mesele pe care le au în timp real. Singura transformare documentată live cu toate mesele. Dacă ratați vreun live, tati, intrați pe YouTube, la Mami, acolo, Mire TV, pe YouTube, că toate live-urile astea le descarc cu mesele și le pun acolo pe YouTube. Poate aveți treabă într-o zi, poate ratați, poate nu primiți notificare de la TikTok, poate sunteți, nu știu, într-o conferință cu o gagică, ceva și nu puteți să urmăriți. Dați pe YouTube și urmăriți acolo. A crescut YouTube-ul bine, bă. De la 3-4 mii de urmăritori am ajuns la 10.400. De la 10.400 am ajuns, tati, cu mukbang-urile astea. În 3 luni. Ce bei acolo? Cafea cu apă. Ai pe YouTube dieta ta? Da. Da, tati. Am acolo pe YouTube din 2019, să vezi cum am slăbit 50 de kg. Să vezi cum am slăbit, tati, 50 de kg. Plus că am și dieta asta de la începutul anului ăsta. Am tot acolo. Câte calorii are o cafea cu apă? Zero. Zero, ca și ceaiul. Ca și ceaiul. Practic, cafeaua așa cu apă n-are nicio calorie. Să nu fie cafea din aia la dozator sau să nu fie cafea la pastile din alea sau 3 în 1, alea au. Cafeaua naturală nu are calorii pentru că ea se infuzează cu apa, se umflă așa cafeaua și după aia se lasă în jos. Zațul ăla. Nu are nicio calorie. Păi fac, dar la sală. Fac. Acasă nu pot să fac tracțiune. Dar unde-i mâncarea? Păi am cam terminat, tati. Ai venit târziu. Ai venit târziu. Am vrut să fac clipul ăsta cu chestiile proteice de la DM. Că le am de vineri. Mi le-a adus Gabi de vineri și stăteau pe creier să le fac odată clipul ăsta. Și în dimineața asta a fost tot mai bine. Să le fac că azi noapte n-am dormit, am mâncat niște pulpițe cu niște piure azi noapte. Și am zis că acum de dimineață merg niște dulciurele, aveam poftă de ceva dulce, cu cafeluță, nu mai aveam chef să-mi fac chiar roșie, cu brânză, cu pâine. Am zis acum. Acum e momentul pentru acest clip să-l filmez. Bă, bune rău chipsurile astea. Să-mi trag palme, nu sunt bune. Nu e adevărat. Nu e deloc adevărat. Contează numărul de calorii pe care îl mănânci în 24 de ore, nu ora la care le mănânci. Sau în câte mese, sau... Deci degeaba ții fasting. Dacă mănânci 2000 de calorii, vei slăbi la fel ca o persoană care mănâncă tot 2000 de calorii în 4 mese. Oricum, eu sunt fericit că 3 luni de zile am făcut excese mari de tot. Mari. Mari. Am terminat 5 borcane de Nutella, ești nebun. Am mâncat platouri întregi de prăjituri. Chile întregi. Zece pizza. De 15 ori la KFC. De 25 de șaorme. Am mâncat foarte prost și foarte multe calorii. Calorii goale, în principiu. Calorii provenite din căcaturi. Din maioneze, din ciocolate. Calorii goale.
Mă mir că... Că stă așa. Mă mir că stă așa. Și la câte kilograme vrei să ajungi acum? Vreau să mai slăbesc vreo 10 kilograme. Vreau să scad sub 110. Doar vreo 10 kilograme, nu vreau foarte mult. Ca să pot să pun la loc. Că după aia vine iarna, tati, vine luna decembrie și trebuie să am acolo o marjă de eroare. Știi? Așa dacă rămân așa la 116 kg până în decembrie, după aia sar de 120 în decembrie. Alexandra, te pupă, tati! Ce faci, mă, Alexandra? Stai aici, în umbră, nu zici nimic. Mai ești supărată, mami? Minus 27 de kilograme. Felicitări, Marian. Până arată ca niște granule. Da, da, Adi, așa arată polenul. Neața, tati, neața, neața, Manu. N-a zis nimic, mi-am lăsat șoc. M-am făcut ca în strâmb, trebuie să mai iau puțin pe aici. Mi-am lăsat șoc, tati. Îi place lui mami, cioc. Și cum îl administrezi? Două, trei lingurițe pe zi. Mai bine ar fi dimineața și la prânz. Dar nu contează, de fapt. Nu contează. Înainte de masă. Înainte de masă. Nu contează. Poți să le iei și dimineața și la prânz. O linguriță dimineața, o linguriță la prânz, o linguriță seara, nu contează. E foarte bun polenul. Să vezi ce scade pofta de mâncare. Polenul este foarte, foarte hrănitor. Are 30% proteină și este foarte, foarte hrănitor. Dacă mănânci o linguriță, două, înainte de masă, și o jumătate de oră așa, înainte de masă, să vezi cum îți dispare pofta de mâncare. Te satură așa, nu știu, te hrănește, frate, efectiv. Ai petrecut aseară? Nu, n-am petrecut. N-am petrecut, că nu știu ce se întâmplă cu mami. E tată dispărută. Sper să fie bine. Am stat ca pe ghimbi toată noaptea. Tu cam câte calorii mănânci? Calorii polenul? Are vreo 300 de calorii, mi se pare, polenul. Pe 100 grame. Dar nu mănânci 100 grame. 100 grame o mănânci într-o săptămână, stai liniștit. Eu am caserole din alea. Și alea au 200 grame. Și o caserole din alea te ține 2 săptămâni. Nu e, nu-ți face griji, că nu poți să mănânci așa mult polen. E foarte ușor, e fluffy, aerat, așa, e ușor, nu voluminos. Nu poți să mănânci mult. Câte calorii zilnice am? Acum încerc să mă încadrez până în 2500 de calorii. Acum că sunt la dietă și vreau să slăbesc, vreau să mă încadrez în 2500 de calorii pe zi. Deci la masa asta am avut 950 de calorii. Aia, nu chiar 950, că n-am terminat ăsta. Cam 900 de calorii am avut. Mult, am avut mult. V-am zis, am avut mult, că dacă mâncam mâncare, dacă mâncam o roșie, un castravete, 100 grame de mușfile, 2 filuțe de pâine, 2 filuțe de brânzică, luam 5-600 de calorii maxim. Un ou fiert, 3-4 măslinuțe. Deci luam vreo 600 de calorii maxim. Așa am luat 900 și... N-am luat din mâncare adevărată. Ce am mâncat acum sunt snacks-uri. În puii mei nu e mâncare adevărată. Adică nu e ok să înlocuiești mesele cu căcaturi din astea. Dar eu am vrut să le combin toate într-un clip ca să-l am pentru YouTube, știi? Că toate live-urile astea le pun pe YouTube. Ca oamenii să le vadă. Și am vrut să combin toate noutățile astea de snacks-uri de la DM să le fac într-un clip ca să-l pun pe, după aia îl pun pe YouTube. Plus că am mâncat azi noapte, am mâncat pe la 3-4 noaptea, am mâncat două pulpițe de pui
cu niște piure și o salată de roșii. N-am mai intrat live la ora aia că... Piureul era rece, îl făcuse mama Sita, îl făcuse pe la 7 seara piureul și nu mi-a fost poftă de mâncare. L-am mâncat noaptea. Și n-a arătat prea bine așa, știi, rece și pui mei. Și n-am mai... Salata era tot așa, făcută de la ora 7 seara și mai erau, nu știu, jumătate de roșii acolo, roșii în salată și gen, nu era o salată frumoasă așa, mai ofilită, mai, n-am mai avut chef să mai intru. Și am zis că acum e perfect, dimineața asta, e perfect să fac clipul ăsta cu snacks-urile de la DM, că le aveam aici, mi le-a dus Gabi de vineri. Să-mi fac o cafeluță și fac clipul ăsta cu snacks-urile proteice. Neața. Nu, nu m-am culcat, nu înțelegi, că nu m-am culcat. Biro, nu m-am culcat. Cafea cu lapte nu bei? Nu prea. Am încercat ieri. Cine mi-a dat cadou? Stai că nu văd aici. Alex Filip, mulțumesc tati pentru cadouri. Trebuie să salutăm și noi aici pe tati care dă cadouri. Mami. Eu mănânc avocado cu pâine prăjită. Nașpa. Nașpa. N-ai proteine deloc. Avocado sunt grăsim și pâinea carbohidrați. N-ai sursă de proteină. Trebuie să mai bași și ceva proteină. Anto, mulțumesc frumos, mame, pentru cadou. Sau tati. Bine, nu e nașpa. Avocado e foarte bun. E un super aliment. O feluță, două de pâine. Nu e nicio problemă să mănânci la masă. Dar îți mai trebuie și niște proteină. La asta mă refer, ca să fie o masă completă. Înțelegi? Mie nu prea-mi place avocado. Nu-mi place deloc. Neața asta, Anastasia. Bună dimineața. Astăzi încerc să stau treaz, să nu mai dorm. Am adormit ieri la ora 5 seara. Nu. Am adormit pe la 3-4 după masa. Și m-am trezit, de vreo 3 ori m-am trezit. Am dat de la 8. După aia am adormit iară până la 10. De la 10 m-am trezit iară. Și după aia pe la 11 am adormit iară până pe la 2 noaptea. Și astăzi încerc să stau treaz până de seară ca să mă reglez. Și astăzi încercăm să luăm 3 mese frumos, regulamentare. Am mâncat acum la 8-9, cât de 9 ceasul. Și mai mănânc la... Pe la 1-2 încerc să mai mănânc. Și pe la 6-7-8 de seară. Ca să fie 3 mese. Și să mă încadrez în 2500 de calorii. Înainte când? Până să mă apuc acum iarăși? Când eram la menținere, gen când am stat acum 3 luni la menținere și am mâncat o felul de tâmpenii, cred că aveam vreo 4-5.000 calorii pe zi. Cred, nu știu, că nu le-am numărat. Dar mâncam foarte mult, foarte multe dulciuri. Mai plouă? Nu mai plouă. E ok. Gata, tati, vă las. Vă pupă tati jos, am terminat și o cafeluța. Vă pupă tati jos. Ne auzim mai încolo, cu următoarea masă. Să aveți un început de săptămână minunat. Pupici, te pup, Ioana, te pup. Să aveți un început de săptămână minunat și productiv.